Că doamna doctor Anca Hâncu a venit pe canapeaua de la neața de astă dată și ai noștri s-au pus pe sfâriță, demonstrând ca de fiecare dată când apare dumneavoastră în platou că noi mâncăm sănătos. Nu e cazul, că astăzi nu e despre salate. Andreea Cigolea este realizatoare al emisiunii Sfat de Sănătate, prezentator al jurnalelor de știri Antena 3 CNN. Bună dimineața, să rămână, bine ai venit în platou. Bună dimineața. Doamna doctor este o obișnuită a acestui studio. O dată pe săptămână discutăm chestiuni legate de mâncarea veveriților pe care ne-ai vrea neapărat să ne o paseze nouă. Sunteți în formula asta pentru că la Romexpo, nu? Nu. La Club Kong din Herăstrău. Așa, se organizează Longevity Expo Forum Fest, o chestiune care ține de longevitate și despre care tu, Andreea, știi mai mult. Așadar, mâine și poimâine vă așteptăm la Club Kong din Herăstrău, începând cu ora 9:30. Este un eveniment în care Antena 3 este partener, organizat de Antena 3 CNN, și o să vorbim despre longevitate, despre mâncare, desigur, despre ce avem de făcut astfel încât să trăim mult și bine, despre terapii de regenerare celulară. O să avem și niște expo-uri și niște demonstrații practice care să ne arate exact ce se întâmplă în corpul nostru atunci când alegem să facem anumiți pași pentru longevitate. Okay. O să fie și mini-conferințe, o să fie speaker internaționali de renume, dar și naționali, așa cum este doamna Anca Hâncu, care va fi și ea alături de noi mâine și poimâine. Și o să fie ceva foarte interesant, pentru că este în premieră. Nu s-a mai făcut așa ceva până acum în România. Este un eveniment care să ne ajute să conștientizăm un pic că bătrânețea se formează la tinerețe. Adică este un eveniment destinat tuturor oamenilor care se îngrijesc de sănătatea lor și să ne gândim totuși că de la 20-30 de ani așa ar trebui să ne gândim la longevitate și la bătrânețea noastră, dacă vrem să fie una fără boli, desigur, pentru că asta ne dorim noi când vorbim de longevitate. Să avem o viață lungă, dar nu să stăm la pat, da? Să fim funcționali, să așa definim, adică așa definesc eu longevitatea până la urmă. Acum au fost conferințe sporadice destinate special celor avizați. Asta este o manifestare pentru cei mai puțin avizați. Din contră, este despre învățare, nu? Este o manifestare pentru toată lumea și vă așteptăm pe toți mâine. Începând cu ziua de mâine, vor fi două zile pline de dimineață, de la 8:30 începe înregistrarea până după amiază la 6:30. Eu vă aștept mâine de la 10, între 10 și 11. Voi veni cu o provocare, pentru că de fapt vrem să discutăm despre cum să adăugăm ani vieții, dar și viața anilor, adică acea longevitate cu vitalitate. Și voi veni cu provocarea: ce facem cu îmbătrânirea? O prevenim sau o tratăm? Ne împotrivim sau o acceptăm? Și cum o tratăm? Cum ne pregătim pentru anii maturi, în așa fel încât să-i trăim sănătoși și cu bucurie? Prietenul meu, Adrian Stănescu, medicul Adrian Stănescu, așteaptă să fie declarată bătrânețea o boală. Se pare că... Cam aici vom ajunge și noi. Vom porni aici de la conceptul lui David Sinclair, care dorește să se opună acestei boli, îmbătrânirea, și vine cu toate armele și vom vorbi mâine despre acele arme. Pe de altă parte, vom lua și lecțiile din acele zone albastre, zonele cu cei mai mulți longevivi, ce să învățăm de la acești oameni și ce să aplicăm în viața noastră de zi cu zi. Apropo de zonele albastre, am făcut și noi o hartă a longevității în România. Există așa ceva? Există așa ceva. O să o prezentăm și mâine. Avem 5 zone în care am studiat cum trăiesc cei mai longevivi români. De exemplu, am întâlnit un domn de 93 de ani din județul Buzău, care nu are nicio boală cronică, nicio boală asociată bătrâneții. Nu ia niciun tratament. N-a fost bolnav niciodată. Și unul dintre secretele lui, pentru că a trebuit să îl întrebăm, desigur, o să-ți spun, este fastingul. Acel post intermitent la modă de 5-10 ani și la noi în România și în toată lumea, el are ultima masă la ora 6 seara și principala masă, prima masă a zilei, este la 8-10 înainte să meargă la treburile casnice. Dar ce surprins am fost că bunicii noștri toți făceau fără să știe, da? Fasting. Deci, aveau o zi pe săptămână de post negru, pentru că așa era comunicarea. Se aștepta ca după liturghie să se mănânce, deci și treceau 16 mai puțin, ore. Adică își făceau acea restricție calorică fără
să venim noi cu știința. Țineau și învățăm. Postul negru. Iată, deci Buzău este o zonă albastră. Este în una dintre zone. Mai dăm Vâlcea, o zonă. Mai Vâlcea. Este și o altă zonă albastră. O să le vedeți pe toate celelalte trei mâine și poi mâine. Mm-hmm. E foarte important să menționez că intrarea este liberă. Ah, ok. Pentru toată lumea, nu numai pentru clinici sau pentru oameni de specialitate, pentru oamenii de rând, mm-hmm, și pentru toți cei cărora le pasă de sănătate. Așa cum am spus și la început, e foarte important să ne educăm în privința asta, pentru că educația până la urmă duce la longevitate, nu? Când ai cotit-o așa înspre partea asta de viață sănătoasă, longevitate? Noi în anii noștri de după adolescență pare că suntem nemuritori și nu punem accent pe corpul nostru, pe mintea noastră, cu atât mai puțin pe alimentație. Când s-a întâmplat de clipul ăsta la tine? De 6 ani realizez sfat de sănătate la Antena 3 ZN, deci, dimineața. Odată cu rubrica, nu? Odată cu rubrica mi-am dat seama că sunt niște pași importanți pe care eu, dacă nu, okay, îi urmez, nu o să mi se schimbe viața și nu o să ducă la nimic bine. Și vorbind cu medici, așa cum vorbiți și voi aici, mm-hmm, aproape în fiecare zi, mm-hmm, mi-am dat seama că e foarte important să urmez sfaturile lor și... Dăm top 3 sfaturi pe care le-ai aflat de la rubrica de sănătate și pe care chiar le-ai aplicat în viața. Păi, în primul rând, somnul. Eu dormeam mult și înainte, dar acum parcă dorm și mai mult. Ce să mănânc? Și eu, de exemplu, înainte, mâncam întotdeauna la micul dejun ceva dulce. Uh-huh. O bucată de chec, la cafea, mi-am dat seama cât de rău este lucrul ăsta și nu mai fac de atunci. Uh-huh. Și mi s-a schimbat și metabolismul și am și slăbit. Uh-huh. Și gândirea pozitivă. După, okay, cum știi, noi în televiziune nu suntem chiar așa de optimiști, suntem stresați, suntem presați de timp, de tot ce ține, de deadline-uri, da? Pentru că nu suntem într-o corporație, dar avem totul, trebuie să fie la secundă. Uh-huh. Și mi-am dat seama că optimismul și gândirea sănătoasă te fac să trăiești mai mult și mai bine. Doamna Anca, cu ce ați învățat în relația de o aveți cu prezentatorii cu televiziunile? De la noi ne înțelegem bine, să știi cum vă înțelegeți și voi. Cu televiziunile am învățat foarte mult optimism și eu mai trimit filmulețele de la Neața, le mai trimit prietenilor care mi-au spus: Doamne, dar tu te simți așa de bine la televizor, este? Acolo ți-ți place. E antiinflamator, doamna doctor. Neața este cel mai bun antiinflamator, ascultați-mă ce vă spun. Da. Vă invităm la Longevity Expo Forum Fest, se ține în Herăstrău la Cong, 2 zile în care specialiștii împărtășesc din informațiile pe care le-au obținut de-a lungul timpului, de data asta pentru publicul larg. Dacă sunteți curioși și știu că sunteți, vă așteptăm la acest forum. Mulțumim, și intrarea liberă. Mulțumim tare mult. Mulțumim și noi. Sănătate.